Într-o zi de vară din anul 2007 începe povestea unui eșec costisitor. Într-un extaz nemăsurat, statul român face primul pas către realizarea autostrăzii București-Brașov. Semnează cu italienii de la Impresa Pizzarotti un contract ce avea să devină un angajament extrem de scump pentru țara noastră. 173 de kilometri lungime, 4 tuneluri prin munți, 10 de poduri, viaducte și pasaje. Autostrada București-Brașov se desfășura mândră pe o hartă frumos colorată. În cadrul proiectului, italienii de la Pizzarotti ne promitau doar o bucată de drum, primul tronson din viitoarea A3 București-Ploiești, dat gata în 2 ani, adică 19,5 km pentru care România se angaja să plătească 117 milioane de euro. Se sapă la tronsonul București-Moravlăsiei și lucrările încep cu elan, doar că se blochează rapid. CNADNR și italienii se ceartă și după 7 luni de la începerea primelor excavări, muncitorii abandonează șantierul. Ministerul Transporturilor vrea 3 benzi pe sensul de mers pe o bucată de 13 km, însă italienii cer mai mulți bani. Se bate palma printr-un act adițional pentru aproape 2 milioane de euro în plus față de înțelegerea inițială. Și se fac vizite de laude pe șantier. 20 de zile v-ați mișcat. Am văzut inclusiv pe la televiziuni că în sfârșit a rămas stâlpul în mijlocul autostrăzii. N-a rămas, noi am vrut să lucrăm cu ceea ce aveam de lucrat. În următorii ani se lucrează tot mai greu, iar la contract se adaugă alte 4 acte adiționale care aduc și costuri suplimentare. La finalul lucrărilor, după mai multe procese pe rol, 4 ani de tăiat frunze la câini pe șantier, italienii reușesc să dea gata doar 15 km de drum din cei 19,5 promiși. Pentru lucrări, primesc de la statul român 153 de milioane de euro, adică 10,2 milioane de euro pentru un kilometru de autostradă. În 2012, italienii fac calcule și își dau seama că mai vor bani, așa că merg în instanță și cer statului încă 88 de milioane de euro de spăgubiri și dobânzi. Deci eu spun sincer, dacă lumea ar ști în realitate cum se cheltuiesc și banii publici și cât de prost sunt administrați, ne-ar împușca pe câini la gard. Deci asta este adevărul. Piatră lângă piatră nu are priza, rezistența care trebuie să o aibă. De la kilometrul 20 și până la Ploiești au construit regii asfaltului Costel Cășuneanu, Dan Besciu și Dorinel Umbrărescu. Contractul l-au semnat și ei în 2007 odată cu italienii de la Pizzarotti, atunci când curgea numai lapte și miere. Plus un contract de 238 de milioane de euro pentru 42 de kilometri de drum. Vă promit că va fi gata mai repede de 3 ani. Termenele vor fi respectate. În primăvara lui 2008, românii încep lucrările cu promisiunea fermă că până în 2010 le dau gata. De promisiuni se ocupa și Orban, care venise între timp la Transporturi în locul lui Berceanu și visa frumos. Ne-am fixat ca obiectiv construcția a 1300 de km de autostradă. Obiectivul se dovedește a fi imposibil de atins în următorii 13 ani. Mai mult, în 2010 vin și primele vești proaste legate de restul autostrăzii București-Brașov. Europenii nu mai voiau să ne dea bani pentru acest drum. Era mult prea scump și nu făcea parte din planurile lor. De la Bruxelles veneau însă fonduri europene pentru coridorul 4 care leagă Constanța de Vama Nădlac prin Sibiu. Pe primul tronson unde se lucra, constructorii pierd din elanul inițial. În 2011, la 2 ani de la expirarea termenului, în unele zone unde ar fi trebuit să construiască Dan Besciu, câmpul era neatins. Nici pe sectorul lui Cășuneanu nu se lucra. Între timp, la Transporturi ajunge Anca Boagiu, care îi se amintește de promisiunile colegilor de partid făcute în 2008. Încă era optimistă. Păi ne apropiem ca valoare. Și da, chiar ne apropiam de o valoare, însă nu de cea promisă de Boagiu și a ei. Încă din 2004, studiile ne atrag atenția că în fiecare an pierdem 50 de milioane de euro pentru că nu avem autostrada București-Ploiești. Îi pierdem prin reparații, costurile de operare a vehicolelor, benzină. Din 2004 până în 2011 au trecut 7 ani de zile. Da? Deci 50 ori 7, vedem că de fapt noi am plătit deja această autostradă, dar de fapt nu avem. Pe 12 iulie 2012 sunt inaugurați cu fast 56 de kilometri de autostradă și drumuri de legătură făcuți cu chiu cu vai în 5 ani de șantiere greoaie sub 6 directori, 4 miniștri și 5 premieri. Cu fastul cuvenit celor 474 de milioane de euro înghițite de ciotul de autostradă. Unde e plăcuța? Conceput de Tăricianu și inaugurat de Ponta. Vă rog să puneți plăcuța că ați văzut că are... Mai sus panglica. Gata. Mulțumesc.
Îmi țin amintire că eu chiar folosesc autostrada asta. Un raport al Forumului Economic Mondial plasează România pe locul 128 din 138 de țări într-un top al calității drumurilor, clasament asumat și de Comisia Europeană. Pe acest fond, în anii ce au urmat, guvernanții au continuat să promită cai verzi pe pereți. Chiar de adevăratele în 2018 să ajungem în situația în care și regiunile istorice ale României să fie legate între ele cu autostradă. Anii au trecut, iar A3 București-Brașov nu a mai trecut dincolo de Ploiești. Tronsonul Ploiești-Brașov încă nu a fost început, el fiind permanent amânat. În 2009, ministrul transporturilor, Radu Berceanu, spera că putea fi finalizat și acesta până în 2014, iar Ioan Rus avansa termenul de 2017. Porțiunea Comanii-Brașov ar urma să aibă 58 de kilometri, din care 16 kilometri de poduri și viaducte, 15 kilometri de tuneluri, iar costurile estimate erau de 1,2 miliarde de euro. În 2012, noul premier Victor Ponta reia discuțiile despre acest tronson. În urma negocierilor, alege două firme pentru demararea lucrărilor și crește costurile la 1,8 miliarde de euro. Contractul nu se semnează însă. Băsescu amenință cu procuratura din cauza costurilor foarte ridicate. Doi ani mai târziu, Ponta iese din nou și declară că își pune la bătaie mandatul de premier pentru realizarea autostrăzii și promitea lucrări masive astfel încât până în 2016 să se poată circula pe câteva segmente de drum. Dar nu se întâmplă nimic. În 2017, Sebastian Ghiță aruncă bomba. Ponta nu a făcut autostrada București-Brașov pentru că ar fi fost amenințat de Coldea. Ponta își dorea să continue proiectul cu autostrada Comarnic-Brașov. Însă Coldea n-a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a amenințat de față cu mine că îl va aresta și pe el și pe funcționarii CNANDR care îndrăznesc să avanseze cu acest proiect. Ghiță dezvăluia atunci că Florian Coldea ar fi spus că europenii vor ca România să construiască autostrada Pitești-Sibiu, nu Comarnic-Brașov. La scurt timp după mărturisirile lui Ghiță, președintele Comisiei de Control a SRI, Adrian Țuțuianu, declara că SRI a făcut sute de informări, inclusiv cu privire la autostrada Comarnic-Brașov. Dacă domnul Ghiță ar fi aici, cred că ar fi util să fie audiat de Comisia de Control Parlamentar. Domnul Coldea, am putea ajunge la concluzia, după ce analizăm toate datele, că ar putea fi chemat pentru audiere la Comisia de Control Parlamentar. Domnul Victor Ponta ar putea fi, de asemenea, nu, pentru că s-a făcut referire la domnia sa legat de mai multe subiecte, chemat la Comisia de Control Parlamentar. Eșecul tentativei guvernului Ponta l-a făcut pe premierul Tudose să se orienteze către finanțarea de la BIRD. Inițial a cerut 35 de milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru Comarnic-Brașov, deși România mai plătise câteva înainte. În 2017 se obțin totuși bani prin fonduri europene pentru 6 km de drum între Râșnov și comuna Cristian. Un drum care nu va rezolva însă problema traficului pe Valea Prahovei. Contractul este atribuit unui offshore cipriot cu acționari necunoscuți. În 2019, ministrul transporturilor Răzvan Cuc vizitează de cel puțin 5 ori șantierul unde se realizează capătul cele mai așteptate autostrăzi din țară, Ploiești-Brașov. E proiectul care chiar se mișcă foarte, foarte bine. E un constructor la care nu am ce să-i reproșez din moment ce lucrează ziua și noaptea. Cuc își propune să rezolve și problemele apărute la celelalte tronsoane din A3 Ploiești-Brașov. Declarată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării obiectiv strategic de interes național, autostrada se împotmolește însă în birocrație. Era nevoie de o lege prin care constructorul să poată fi desemnat printr-o licitație mai rapid. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, avea un plan, dar era un pic cam încurcat în hârtii. Aștept să iau avizele de la ANAP, de la Ministerul Finanțelor, sunt mai multe entități care trebuie să-l avizeze. Am avut o problemă cu domnul Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, care mi-a dat 17 pagini de observații. Problema era că studiile de fezabilitate pentru autostradă nu mai erau actuale, deși guvernul cheltuise pentru ele mai bine de 30 de milioane de euro. În schimb, autoritățile continuau să se laude cu bucata de 6,3 km de autostradă între Râșnov și Cristian. Anul trecut, Ludovic Orban inaugura micul drum cu titlul de autostradă cu A mare. Vreau ca peste 6 ani, când voi veni în Brașov, să spun toate drumurile duc la Brașov.
Cătălin Drulă, ministru al transporturilor astăzi, și-a pus însă ambiția să schimbe situația. La începutul acestui an, Drulă anunța că licitația pentru proiectarea autostrăzii A3 Ploiești-Comarnic-Brașov s-a finalizat. În cadrul contractului de proiectare vor fi realizate studii geotehnice și vor fi proiectate tuneluri la Sinaia și Bușteni, adică soluții tehnice moderne, demne de anul 2021. Valoarea estimată pentru contract este de 12,8 milioane de euro, circa 0,8% din valoarea întregului proiect, așa cum a fost el stabilit în masterplanul general de transport. Tocmai valoarea aceasta, destul de mică, a făcut ca licitația să fie criticată în piață, în condițiile în care bunele practici presupun în general ca pentru documentație și proiectare, bugetele alocate să reprezinte circa 3% din valoarea întregului proiect. Până atunci, rămânem cu 800 de kilometri de autostradă la coada Uniunii Europene privind numărul de kilometri raportați la suprafața țării. Am ajuns aici, deși încă din 1996 există o lege care stabilește când și unde vom avea autostrăzi. Până acum, dacă ar fi fost aplicată, am fi avut cel puțin 1000 de kilometri de drumuri noi. Dar nu avem politicieni cu viziune și bugete mari pentru infrastructură. Ne-ar trebui cel puțin 1 miliard 500 de milioane de euro pe an doar pentru autostrăzi. Și ar mai fi o problemă. La noi, un kilometru de drum este cel mai scump din Europa. Și când se construiește, se construiește prost. Aia înseamnă gestiunea frauduloasă a banilor. Nu o să spun prost. Eu am să spun că e frauduloasă, e făcută intenționat.